Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Avem în față ultima discuție de săptămâna aceasta, ne reauzim marți. Motiv pentru mine de a vă ura sărbători fericite, deși urmează într-adevăr discuția noastră. Deci poate că mă voi repeta cu aceste urări. Să reținem că astăzi, ca de fiecare dată, prezentăm doar opinii despre piețe, nu recomandări de tranzacționare, că efectul de revier majorează riscurile oricum prezente pe piețele financiare și că este uh, important să uh, reținem aceste aspecte referitoare la riscuri și, de asemenea, e posibil să am expunere pe unele, unele din instrumentele discutate sau pe altele corelate cu acestea. Uh, eu aș uh, începe direct cu cele mai uh, interesante evoluții din piață, care mi se par a fi uh, cu oarece distanță față de celelalte evoluții din piațele de capital. Ieri uh, lucrurile păreau arăta mult mai rău, piața mai alunecat uh, o vreme și uh, a testat minimele sau cel puțin a fost foarte aproape de aceste minime pentru US500. Nervozitatea a lăsat loc unor corecții pozitive și ulterior unei reveniri de, de mare intensitate. În cele din urmă, cred că putem vorbi de, de două aspecte. Unul dintre ele este deschiderea reală pe care au arătat-o mai multe voci oficiale, mai puțin aș spune Trump e mai mult un wishful thinking acolo, o dorință de a vedea lucruri pozitive, dar mai mult uh, alți oficiali din administrația sa care au uh, semnalat direct că uh, se așteaptă la o negociere cu China, deci practic aceste măsuri s-ar dori a fi o mutare de deschidere și nu neapărat versiunea finală a taxelor vamale implementate, pentru că uh, se punea problema unor runde ulterioare de sancțiuni, ceea ce ar fi dus în cele din urmă la bariere destul de consistente, nu doar pentru economiile direct implicate, ci și pentru cele care au strâns legături cu acestea. Iar cu China, în Asia, e greu de găsit o economie care să nu, care să nu fie ori, ori să aibă o pondere importantă de relații comerciale, de schimburi comerciale acolo, ori, ori chiar să depindă într-o de manieră semnificativă de ceea ce se întâmplă în China. Efectele acestea de rețea de Ricoșeu sunt deosebit de importante și, în al doilea rând, e vorba de impactul asupra încrederii în piețele financiare și în alte segmente. Ei bine, această deschidere spre dialog a hrănit cumva. O corecție care inițial a fost doar eșecul de a sparge minimele și s-a transformat ulterior, odată cu depășirea liniei de trend descendent, într-o, aș spune eu, aproape o panică la cumpărare. Am văzut mișcări foarte rapide și fără prea multe pauze în acele ultime ore de tranzacționare. Chiar și acum, piața a reușit un fel de running correction, dar mi se pare că este relevant faptul că am depășit 2658, vârful anterior, dar nu neapărat o salvare pe termen scurt. Avem totuși un parcurs de 100 de puncte, fără vreo colecție importantă. Ar trebui să ne obișnim cu, cu astfel de mișcări. Volatilitatea a scăzut, așa cum se întâmplă de obicei când piețele cresc, dar suntem în continuare mult, mult peste zona, aproape la nivelul duble față de zona din ianuarie, februarie, mă rog, primele zile din februarie 2018 și chiar peste minimele din martie. Avem avem o ajustare naturală în momentul de față când piețele cresc, dar gândiți-vă că după un asemenea parcurs, totuși volatilitatea a rămas destul de sus, deci nu este exclus ca piețele să se aștepte la mișcări importante în continuare. Este zi liberă vineri la noi, dar nu și în Statele Unite, când vom avea datele non-farm payrolls, cifre importante. Uh, pentru uh, evaluarea uh, mai uh, spunem, uh, mai cuprinzătoare a uh, direcției economiei americane. Și aici ne gândim la uh, clasicul mix între șomaj, numărul de locuri de muncă nou create și câștigul mediorar. Average hourly earnings 0,3% față de 0,1%. În, în luna anterioară. Este o valoare pe care o sperăm a fi, a fi atinsă. Ne amintim de surpriza negativă de luna trecută. În momentul în care uh, piețele ar întrezări uh, o șansă de creștere a salariilor, au de ales două lucruri. Interpretarea poate să fie jumătatea plină a paharului, economia crește și asta permite remunerarea mai consistentă a celor care lucrează. Pe de altă parte, ar putea însemna, bineînțeles, o mai mare presiune pe Rezerva Federală de a acționa și un mai mare risc de inflație. Bun. Din punctul meu de vedere, datele, pentru că e cazul să vorbim astăzi, dacă mâine nu, nu ne auzim, datele ar putea să fie relativ decente. Haideți să ne uităm puțin și la un, la un indicator publicat ieri. Uh, indicele ASM, non-manufacturier, sub componenta referitoare la piața muncii. O îmbunătățire ușoară, 56,6 puncte, față de 55 anterior. Uh, indicele ASM pentru prețuri, 61,5, față de 61, iarăși o, o creștere, uh, care poate marginal au ajutat dolarul uh, ieri. Uh, dolarul a avut și momentele sale mai bune, nu neapărat imediat după acest ASM. Dar revenind, cred că vorbim de publicări decente în jurul valorii de 200. Nu, 190.000 sunt așteptările. Mai degrabă, eu aș spune, în jurul acestor valori. Mă gândeam acum câteva zile, că este posibil să vedem mai puține locuri de muncă create. Cred că șansa aceasta s-a diminuat puțin și văd niște publicări mai aproape de cele, de, de cele anunțate, dar NFP-ul e o serie foarte volatilă și de se revizuită. Deci nu m-ar surprinde să vedem ori o valoare apropiată de 190, dar o revizuire ușor descendentă a cifrei de 313 de luna anterioară ori dacă se menține sau se majorează datele pe luna anterioară, să vedem o publicare mai slabă acum, deci să meargă cumva în compensare cele două valori. Dar câștigul mediu orar pentru mine va fi foarte important, iar 0,3% este minimul pe care îl aștept. Însă piața poate decide, poate decide ce de fapt va decide cum reacționează la datele pe care nu le putem ști cu certitudine. Bun, văd, văd, câteva întrebări despre bursa germană și uh, despre Volix și despre rămânarea de ieri. Bun, deschidere cu gap pe Volix se va umple. părea mea că da, nu știu dacă astăzi, uh, deocamdată, volatilitatea dă puțin să crească și piața are o ușoară tendință de scădere. 19.26 nu e foarte departe. E nevoie de o scădere de poate până într-un procent pentru US 500 pentru a acoperi acest gap. Eu aș bănui că el se va umple în, în perioada următoare. Nu știu dacă ne neapărat astăzi, pentru că deocamdată am... Am trecut cu bine peste, peste acest dublu anunț al majorării tarifelor vamale dinspre Statele Unite pentru China și un răspuns al Chinei pentru Statele Unite. Ceva ce a mai liniștit bursele și investitorii în general a fost și faptul că și China a zis că va amâna implementarea lor până când vor fi impuse cele din, cele din Statele Unite. Pe de altă parte, scandalul cu Facebook se lărgește, ar fi afectați de scurgerea de date 87 de milioane de utilizatori și în total, în total ar fi vulnerabil, deci nu vizați de acea scurgere de date asociată cu Cambridge Analytica și niște aplicații care au folosit datele pornind de, de la o utilizare legitimă, să spunem, au extras date ale altor participanți, dar vulnerabili la nivel în sens mai larg ar putea să fie aproape toți utilizatorii, deci cam 2 miliarde de utilizatori. Era un, un material consistent pe, pe Bloomberg pe această temă și titlul ne spune, ne spune tot data on most of it. Deci nu, nu 2 miliarde, ci deci cei mai mulți uh, dintre cei 2 miliarde de utilizatori. Um, așadar, cred că această sursă de abordare prudentă în piață nu a dispărut și e posibil chiar să, să revină destul de consistent la un moment dat. Pe de altă parte, ne pândesc raportări din partea mai multor companii și în aceste zile, dar mai ales săptămâna viitoare, și cred că acesta ar putea să fie un aspect mai degrabă favorabil și, posibil, unul dintre motivele pentru care piața a evoluat ca un resort decomprimat atât de rapid. Bun. Uh, lumânarea de ieri ne va duce către maxime? Văd această întrebare. Uh, nu aș spune că ne va duce către maxime, decât uh, dacă ne referim la, prin maxime la maximele locale de la 2681. Altfel, uh, e o distanță destul de largă, într-adevăr. Am... Uh, ieșit din zona de pericol iminent. Pare mai probabil acum, din punct de vedere daily, o revenire în, în de ordine la câteva sesiuni. Dar, dar să vedem de aici noi maxime, e o distanță destul de îndelungată. Aș face apel la următorul, următorul grafic monthly. Deci, un grafic lunar care ne arată că ce s-a întâmplat pe scurt în ultimii ani și am avut 2016 și 2017 ani de creștere aproape fără volatilitate. A revenit volatilitatea, este un prim șoc. Linia de trend a rezistat însă. Dar înseamnă de aici că vom relua parcursul ascendent. Um, a evaluat situația din aprilie. Înseamnă a evalua și faptul că în această perioadă anului avem intrări de, de capital. Ce am mai discutat despre, despre ele, aprilie, mai, sunt distribuții de dividend, ceea ce înseamnă că o parte din acest capital se poate întoarce în, în piață. În trecut a, așa s-a întâmplat. Acum vorbim de o altă altitudine. Pe de altă parte, dacă acum, pe termen scurt, am scăpat de, sau pare, pare că am trecut cu bine de anunțul uh, sancțiunilor comerciale de o parte și de cealaltă, uh, între Statele Unite și China, asta nu înseamnă că lucrurile sunt roz și că, de fapt, totul s-a rezolvat. Din punctul meu de vedere, e o problemă destul de serioasă pe termen mai lung. Iar graficul acesta ne arată doar atât, că am testat linia de trend, că am redescoperit volatilitatea și că se încearcă o stabilizare. Deci nu ne spune că urmează noi, noi maxime. Iar deși aș găsi niște elemente favorabile în, în tot peisajul referitor la bursele americane, raportările, sezonul dividendelor și chiar și reacția de ieri care a o anumită detașare a investitorilor, totuși ne spune că pe termen mediu lucrurile s-au rezolvat. Referitor la nu am probabilitatea de a acoperi pe volix astăzi este comparabil cu probabilitatea de a avea o corecție de câteva zeci de puncte aici și eu aș spune că este o probabilitate decentă. Deci aș lua în calcul această variantă. N-aș -aș putea să precizez dacă este sub sau peste 50%, dar e destul de aproape de acest nivel. Iar pe termen scurt, piața are nevoie de un pic de pauză. 2644, 2638, nivelul de suport mai jos 2625, rezistență 2667 și 2680 și 1, peste care avem rezistența la 2.695. O îndepărtare de zona minimelor, iarăși, um, imaginați vă alte situații din trecut în care ați, ați văzut această retestare a minimelor. De multe ori, piața nu trece direct de ele. Uneori are chiar nevoie de mai mult timp. Dar mie mi s-ar părea că între 2.530 și 2.805... Piața cumva și-a descoperit un interval de variație uzual sau să spunem natural, și că nu este nici pe departe hotărâtă în momentul de față să rea maximele. Și că mi se pare că va doar se va mai plimba pe aici o vreme înainte de a se hotărâ în ce direcție să o ia. Bun, au mai venit o mulțime de întrebări. Um, ok, din graficul s 500 s-a certificat uh, o zonă de rezistență foarte puternică prin lumânarea zilei de ieri. Uh, o zonă de suport, aș zice, dacă vă referiți la, la partea de minime, zonă de rezistență ar fi uh, în sens ascendent. Uh, cred că, cred că deocamdată putem spune doar că nu au avut, nu au forță vânzătorii și mai este o explicație. Dacă tot am vorbit, am vorbit de foarte multe ori de, de US100, a fost și un, gră, un instrument nu este 100, ci Fitches pe Nasdaq, pe care am fost destul de activ în ultima perioadă. Vedeți, zona aceasta, 6330, a fost retestată ieri, piețele nu au reușit să închidă și mulți, probabil, au fost cei care au simțit nevoia să-și închidă poziți pozițiile descendente. Am avut astfel un rebound puternic și e posibil că acest rebound să mai continue. E de ajuns pentru a genera un maxim? Nu, dar te să spunem teoria sau evaluarea uh, tehnică ar spune că uh, odată ce ai o respingere, ea continuă încă o vreme. Dar e, Greu de spus ce înseamnă acest o vreme. Părerea mea că dacă astăzi mergem peste 6646, avem șansă în zilele următoare să atingem și 6693, minimul următor. Și mai sus ar fi, dar mai dificil, o zonă de mai, mai greu de detectat aici, 6784, așa lege eu. Vedeți deschiderea nivelul de deschidere al lumânării de pe 27 martie și un fel de vârf local. Dacă am ignora umbra lumânării. Uh, dar uh, balanța înclină ușor favorabil, părerea mea că problemele subiacente nu au, uh, au fost depășite și că foarte ușor se basculează dintr-o piață care include elemente negative într-o piață care include destul de multe scenarii pozitive și de unde poate să revină. Uh, bun. Uh, ok. Mai văd niște întrebări despre piața germană și e foarte. și Ok. Uh, e foarte posibil, citez, să se fi terminat corecția valul 4, tip ABC, și să urmeze valul 5 Eliot. Deci urmează noi maxime istorice, în pofida taxelor vamale. Este, uh, este o citire a Elliot Wave. Uh, din punct de vedere al Elliot Wave, aș spune că uh, e. Uh, ar ar putea avea logică ceea ce spuneți. Uh, ai zice un A, B, C, ai spune acest lucru. Dar uh, din punct de vedere al uh, unor argumente suplimentare pentru că vă spun foarte sincer, cel mai bine se vede, uh, se poate citi un, uh, un mod de a număra valorile Elliot, după ce uh, se vede și în ce fel a continuat piața. Deci în timp real, Elliot voi fermite multe. Uh, are foarte multă flexibilitate și foarte multe excepții de la normă. Aș spune că trebuie să dublăm asta de niște aspecte, cu niște aspecte fundamentale. Și din punct de vedere fundamental, conjunctural avem și niște elemente mai bune, dar gândiți-vă la ce ar putea să mute piața pe termen mai lung în sus ulterior ce ar putea să, să o miște în felul acesta. Avem planul de infrastructură care a fost amânat pentru după alegerile mid -term, care sunt de fapt în noiembrie. Și această diminuare a taxelor este deja parțial, cel puțin, în, în prețuri, așa că peisajul fundamental pe termen mai lung nu arată la fel de bine. Un lucru am ajutat însă piețele ieri, și anume faptul că Bullard a spus că ratele de dobândă sunt aproape de nivelul neutru și că uh, incertitudinile din domeniul uh, comercial, deci uh, trade uncertainties, uh, duc la rate de dobândă mai scăzute. Cu alte cuvinte, dacă se tot insistă pe ideea aceasta de război comercial, atunci uh, Fedul nu se va grăbi să majoreze ratele de dobândă. Uh, și uh, asta este uh, un element favorabil pe termen scurt. Totuși, uh, uh, din nou, aș spune că vorbim despre o evitare a unui pericol iminent și nu neapărat de o îndepărtare a acestuia în, în, în săptămânile și lunile următoare. Uh, bun. Uh, mai văd argumente favorabile adunate aici și double bottom, suport la SMA 200. Suport la SMA 200 este, într-adevăr, linia de trend pe care mă căpățânesc să o păstrez uh, aici pe grafic, deci ea vă că se mută de la time frame la time frame, deci pe daily a fost ea definită și pe daily o, o și vedem mai, mai bine, linia a rezistat, semea 200 a rezistat, double bottom n-aș pune încă un, și nu prea aș spune double bottom pentru că pentru a fi un double bottom trebuie să vedem un trend descendent mare, un minim, o revenire, un al doilea minim și apoi. Deci un double bottom nu, nu se formează în vârf. Deci asta l-aș șterge. Celelalte două uh, rămân, dar iarăși trebuie dublate de analiză fundamentală. Bun, uh, ok, mai văd foarte multe întrebări de ordin, uh, de ordin tehnic, uh, pentru a juca unul la 1, deci fără efect de levier, ar trebui să evaluăm acel instrument. Uh, uh, ar trebui ca, pentru a opera fără efect de levier, ai putea să fii direct pe acțiuni ce avem, uh, avem acțiune acum în ofertă, deci puteți să, uh, puteți să uh, uh, utilizați direct aceste, aceste acțiuni, sunteți proprietari lor, beneficiați de dividende. Uh, pentru alte instrumente, să zicem, pentru EUROSD, înseamnă așa. Am o poziție în piață de 10.000 de dolari, trebuie să am în cont 10.000 de dolari. Am o poziție de 100.000 de dolari, trebuie să am în cont 100.000 de dolari. Și nu mai îmi iau alte... Uh, alte poziții, la fel și pe indici Eu, uh, am o expunere de un lot îmi arată volumul, într-adevăr, îmi arată volumul acolo și trebuie să am uh, în cont acea sumă și atunci 1% din uh, variația uh, activului suport va însemna 1% din, uh, din cont dacă mi-am expus tot contul Uh, și mai puțin, evident, uh, pe măsură ce procentajul este mai mic. Dar asta este ideea, să am acea sumă de bani, nu folosesc efectul de levier, uh, nici nu câștig foarte mult, dar nici nu pierd foarte mult. Bun. Uh, ok. Alte întrebări, cred că e și XTB. Ce se va întâmpla dacă din vară se vor mări margele și te prinde cu o poziție mai mare? Uh, vor, va fi un, un anunț din timp, uh, dar într-adevăr, fie ți se reduce expunerea, fie, uh, fie vii cu bani suplimentari. Uh, vor apărea corecții din, din aceste cauze tehnice? Nu cred, pentru că uh, cred că va fi semnalizată din timp, pe de o parte, pe de altă parte în total piață, retail-ul care operează prin efect de levier nu e neapărat. Nu neapărat vor fi toți în aceeași, în aceeași direcție. Probabil că va exista mai un pic mai multă volatilitate. Atât, dar nu cred că neapărat lucrurile merg. Uh, <laughs> Merg în, sens, în sensul unei drame în acel, în acel moment. Nu, cred că sunt alte lucruri mult mai serioase pentru dolar, pentru euro și pentru, pentru sentimentul vis-a-vis -vis de risc. Bun, uh, ok. Uh, normal și XTB se va alinia acestor, uh, acestor cerințe de pe piață. Uh, ok, profituri foarte mari ale companiilor americane e un alt argument. O să mergem la piața germană. Uh, pentru bursa germană a fost un, un parcurs destul de, destul de agitat. De la 11.800 minim ieri a mers 400 de puncte în sus spre 12.200 unde suntem și acum. Astfel am acoperit ghepul anterior și în prezent. piața se, se află într-o situație de așteptare. A extras inspirație din bursele americane, un euro puțin mai slab l-a ajutat la rândul său, în timp ce altfel nu vorbim despre o schimbare majoră de direcție și, cum spuneam, este nevoie de a sparge linia de trend descendent. S-a cam aglomerat graficul nostru. Aș... Spune că piața s-a debarasat în linii mari de stresul asociat situației Deutsche Bank. Având reacții destul de puternice atunci când piața crește și în Statele Unite. Totuși, e nevoie de mai mult pentru a reconfigura un sentiment optimist de durată. Avem 281 rezistență și 374 și mai sus, cel mai important nivel este dat de o linie de trend descendent. Inițial o aveam pe aceasta, o vedeți. Ea e încă utilă pe la 12.400 de puncte, dar cred că mai multă precizie ne-ar oferi unirea acestor maxime, și deci am obține un 342 uh, până la un 350. Uh, o să sugerez ca în platforme dumneavoastră să aveți această linie, uh, da, o să o, să plasez și eu, pentru a vedea efectiv și cum se formează și a o simți mai, mai bine uh, și a, a avea cumva o cunoaște intuitiv a faptului că uh, trecem pe măsură ce timpul trece, bariera aceasta de atins și de depășit este tot mai coborâtă. Dar pentru, pentru sesiunile de astăzi și mâine vorbim de un 350-340. Bun. Și să văd întrebarea. Apare un chep neacoperit vizibil pe H4 în jurul lui 12.400. Um. 200.400, cred că la acesta vă referiți. Da, e, până acolo sunt bariere foarte importante. Eu aș spune că, dacă, că doar dacă depășim astăzi 160, nu e de ajuns. Mai avem 280, mai avem 345 și mai avem mai ales acest 340-350. Deci, nu cred că e de ajuns să închidem astăzi peste 160 ca să, ca să acoperim. Nici măcar nu văd probabilitate de 50% dacă închidem peste 160 să-l acoperim. Văd destul de serioasă această linie de trend descendent. Abia peste aceea aș avea mai multă încredere. Bun. US30 de asemenea se oprește aici. Imaginea nu e la fel de optimistă, uitați-vă că revenirea ne-a dus doar până pe la 24.400. Suportul a fi la 24.81, 23.900 și 23.720, mai jos 602 și 368. Dacă totuși depășim acest, acest palier, următorul s-ar situa la 680 și la uh, 970, deci aproape de 25.000 de puncte. Bun. Văd că, într-adevăr, pițele de capital suscită mare interes. Am răspuns la aproape toate întrebările, dar mai sunt alte câteva. Și mai sunt și alte întrebări despre instrumente variate. Ok. Gapul din deschidere poate fi, des... poate fi acoperit astăzi pe T30. Eu aș spune că da, se poate. Văd o probabilitate de peste 35-40% de a se ajunge acolo, e de ajuns ca cineva să spună vreau să marchez un pic din profitul de pe cumpărare. Dar asta nu înseamnă că și piața, că piața va și închide acolo. E trăim niște zile în care, după cum ați văzut, sentimentul de piață de dimineață poate să fie total diferit după amiază și să aibă cu totul altă culoare pe seară, la închiderea sesiunii americane. Deci, să nu cădem în capcana aceasta de a vedea, de a, de a crede că dacă piețele au, au cunoscut o revenire, gata, ea va persista. Avem însă o inerție care durează câteva, câteva ore și dacă eu aș zice, dacă în sesiunea europeană pe după amiază sau în debut de sesiune americană, începem pe creștere, atunci este posibil ca ghepul să nu mai fie acoperit. Dar dacă avem un pic de slăbiciune, atunci riscul de acoperire crește spre 50% sau, sau peste, pentru că ar însemna că traderii devin atenți și la celelalte aspecte. Da, deci nu e, nu e o piață direcțională, e o piață de evoluție laterală, de fapt, pe bursa germană și asta înseamnă că E relativ ușor de mutat uh, palierul uzual. Bun. Okay. Sentimentul de piață de pe platformă se referă doar la traderii de NXTB? Da, se referă doar la, la acești trader și uh, haideți să vedem cum mai arată el. Iată, interesant. Deci mai mult puțin, mai mult uh, sentiment negativ pentru US500, cum arată pentru bursa germană, mai mult pozitiv. E bine, deci e o aliniere cu această revenire, dar nu e o aliniere cu trendul. Nu, am, nu mai am mai urmărit așa în ultimele uh, zile, una, două săptămâni în, în detaliu. Iată, uh, sentiment foarte favorabil pe cafea și pe dolar leu, 100% long pe 100 ron, interesant. Uh, deci e vorba, poți să selectezi numărul de 3 sau volume, dar doar printre clienții noștri. Bun câteva idei despre piața monedelor virtuale. Uh, ok, haideți să ne uităm uh, pe scurt la, la acest uh, grafic. Uh, sunt aspecte de ordine fundamental destul de complicate uh, și mai ales sunt noi față de metodele tradiționale. Graficul ne spune încă trend descendent. Cu greu piața se o abține să nu spargă aici 6420. Avem un suport mai jos pe la 5930, care ar fi vizat dacă spargem primele minime. Încă pe trend descendent, deși poate am vizualizat ușor o, o spargere, nu e o idee bună să anticipezi astfel de momente și a spune că pentru a schimba direcția măcar o închidere peste 7450 sau 7500 rotunjit ar fi o idee bună. Rezistența ulterioară ar fi spre 9000 de dolari. Părerea mea că încă sunt destule aspecte nefavorabile și haideți să ne gândim că în luni următoare intervin limitări ale reclamelor prin diferite, diferite rețele pentru uh, monede virtuale noi și asta afectează în primul rând Ethereum, care este bază pentru, care furnizează infrastructura pentru, pentru multe dintre ICO-uri sau alte aspecte. Deci, bine, uh, mi se pare că încă nu am schimbat acest, acest curent dominant și că este chiar un, un risc de a merge puțin mai jos. Eu personal însă, să vă să spun sincer, sunt surprins că uh, piața nu a scăzut mai mult și mai repede, având în vedere parcursul pe care am avut. Din 2017 eram sub 1000, am spre 20 de mii, și acum suntem la un nivel de vreo 6-7 ori mai mare decât acela. Dar uh, părerea mea că toată această evoluție la scară largă ar putea să fie la un moment dat uh, o bază pentru, plecare, pentru uh, de plecare pentru o nouă fază favorabilă. În principiu, cred că instabilitate ușoară nu mai ajută foarte mult în monedele virtuale. Instabilitate puternică la nivel aproape sistemic, da. Și cred că de asta ar avea nevoie monedele virtuale pentru a-și reveni. Ceea ce, bineînțeles, nu înseamnă că e de dorit așa ceva. Dar, da, istoria depinde, nu depinde neapărat de dorințele noastre. Și uh, ieri am, am scris un material care, în care mă întrebam dacă se scrie istorie și părerea mea e că, într-un fel sau altul, da, s-a scris istorie, dar vom vedea dacă acesta este debutul unei renegocieri a relațiilor sinoamericane sau dacă uh, și dacă nu se va ajunge la înțelege, dacă nicio tabără nu va ceda, atunci atunci ar putea să fie începutul la ceva mult mai serios din punct de vedere economic. Bun, pentru EUROSD avem o revenire acum, dar tendința generală este descendentă, datele de mâine sunt importante, datele de ieri au avut o componentă pozitivă în ceea ce privește piața muncii și prețurile pentru ISM non-manufacturing, dar un pic mai slab pe headline, pe valoarea de bază, ADP-ul bun, 241.000, deci cumva mi-am recalibrat ceva mai aproape de așteptări, estimările care inițiale au mai slabe pentru NFP. FFP. Uh, datele de mâine vor fi esențiale. Astăzi mai avem uh, cererea de ajutor de șomaj și balanța comercială la 3 și jumătate și un discurs al lui bostic de la uh, Fed. În principiu, dacă va fi liniște, dacă uh, nu mai avem declarații majore pe Twitter, cred că uh, în ciuda unei posibile corecții spre linia de trend, uh, Euro ar putea încerca să alunece puțin, chiar pe 22.40, deci un dolar puțin mai puternic. Pe H1, însă, îl vedem. E, are trepidații favorabile, de nefavorabile, este cam tot pe acolo de câteva săptămâni. GBP-USD e cel mai mai puțin slab decât era zile trecute. Dar tot îl văd, în ciuda acestei linii de trend, care pare a fi o chestie constructivă, îl văd mai degrabă vulnerabil. Tocmai acum, când se schimbă părerile și văd materiale, inclusiv pe Bloomberg, despre cum managerul de fond ar zice că Brexitul e deja o chestie cunoscută și că piața se tem se prea mult de, de acesta, nu aș băga mâna foc. Părerea mea că destul de multe aspecte favorabile sunt incluse în, în, piață. Dar, pe termen scurt, poate că o să rezistăm aici. În momentul în care închidem pe H1 sub linia de trend, probabil că 1.4020 sau 1.4014 sunt vizate, mai jos 1.4012. Pentru dolar yen a fost o ieșire din canalul de trend descendent. De ce? Pentru că uh, această deschidere spre dialog este o chestiune foarte bine privită, uh, mai ales de către parteneri. Dacă Statele Unite e dispusă la dialog cu China, pe care a acuzat-o de furt de proprietate intelectuală, de ce nu ar fi dispus la un dialog și mai uh, deschis și mai relaxat cu partenerii săi tradiționali, Japonia sau Uniunea Europeană? Uh, în același timp vom avea un pachet de date din Japonia în această noapte, Household Spending și Average Cash Earnings, 25 și 3, Leading Indicators la ora 8. Deci multe informații relevante. Dolarien și ale descoperit și corelația tradițională cu activele de uh, risc uh, pozitivă. 107.30, rezistența următoare, 107.70 mai sus, suport la 106.67 o să rătunjesc și linia de trend undeva pe la 106, 70, mai jos avem un 106.41 în regulă bun, o precizare referitoare la liră, văd datele de astăzi, într-adevăr ne-am apucat să vorbim despre liră, e cazul să le menționăm și pe acelea. 51,7 puncte pe Services PMI față uh, de 53,9 și totuși linia de tren nu a fost parte, ceea ce pe termen scurt e și piața dă puțin să crească, pe termen scurt e o. Uh, e poate o veste bună. Însă eu, eu văd vulnerabilitate și datele Services PMI în, înclină către această direcție. Bun. Uh, aur și mai este o întrebare, ok, care cred că mi-a scăpat. Uh, era o întrebare despre uh, trendul acțiunilor uh, XTB. Uh, este un trend în, în industria, dacă să vă uitați, cred că sunt foarte puține excepții. Uh, se consideră că uh, profitabilitatea companiilor care uh, operează în acest segment de piață, va fi diminuată, având în vedere diminuarea efectului de levier, volume, volume efective rulate mai mici. E un mod de a privi lucrurile. Eu sunt de părere că și, de fapt, acesta e și părerea lui Omar, care este CEO ul nostru, și nu cred că e lipsit de argumente. Faptul că, dincolo de un șoc inițial, dacă asta se respectă și se creează un nivel de joc echilibru un uh, câmp de joc echilibrat, înseamnă de fapt uh, ieșirea din piața unora care uh, se, se profilau uh, mai degrabă ca uh, prin furnizarea un efect de livier uriaș. Știți că au fost sute, sute și nu 200, ci 400. Am văzut și mai mult la unul. Uh, și, nu știu, e un experiment. Nu cred că este o chestiune atât de, atât de nefavorabilă pe termen mai lung. Dar în primă fază există un, un impact. Și în plus, noi ne-am extins și pe, pe piața, de fapt, a revenit. În România nu erau disponibile aceste acțiuni, acum sunt disponibile prima dată, dar în Polonia au fost perioade lungi. De fapt, la început chiar așa. Așa a existat serviciul de brokeraj pe, pe, acțiuni. Și lucru uh, lucrul acesta înseamnă o sursă devenit uh, suplimentar. E nevoie însă și de volume foarte mare acolo și acolo ține de volatilitate, nu mai ține de efect de levier. Și părea mea că volatilitatea, așa cum se vede, a revenit în piață. Deci, uh, Asta ar fi, fi ideea, dar în rest mai mult, n-ar -ar, -ar trebui să comentez și luați strict ca niște opinii personale ceea ce, am, ceea ce am afirmat. Noi nu tranzacționăm, nu investim, nu avem niciun fel de poziții, nu avem nu avem niște regulamente interne. Teoretic ar fi posibil, dar practic e mult prea complicat, deci nu nu avem niciun fel de expunere pe, pe acțiunile proprii sau firmei la care lucrăm, că nu e propria firmă. Nu suntem acționari aici. Bun. Um, sper că am răspuns la dumneavoastră, dar mai, mai atacăm subiectul dacă este nevoie. Aurul a avut o perioadă foarte bună și apoi foarte proastă ieri. A fost victimă clara a schimbării de direcție. 1321 suport. Eu o să vă spun sincer, parcă mi l-aș dori să vă mai jos, dar nu știu dacă vom reuși. Un dolar mai puternic înseamnă un, un aur mai slab. În linii mari, aurul Pare lipsit de direcție și lipsit de inițiativă, însă, în realitate, cred că se pregătește pentru ceva mai interesant pe termen lung. Uh, rezistența ar fi la 1346 și 1348. Dacă nu spargem în următoarele ore 1321 și revenim ușor, câțiva dolari pe uncie, probabil că putem migra către jumătatea acestui interval, deci undeva către un 1335. Uh, petrolul e tot pe trend descendent, a încercat o anumită recuperare, s-a izbit de 63-72. În continuare, plătește acea creștere de producție a, a Rusiei, în ciuda unor discuții serioase de prelungire a acordului de limitare a producției. Pe termen scurt, avem un suport la 63 și 62,82, mai jos 62,08, o rezistență la 63,80, 63,87 și 64,15. Euroron. Pare că s-a întâmplat ceva? De departe nu, nu pare că s-a întâmplat mare lucru. Dacă merge pe H1, o să constatăm totuși că este o tendință ascendentă. Și dacă ne uităm în calendar, cu câteva zile înainte de Paști, atunci o să ni se pară destul de, uh, destul de uh, interesant. Și decizia băncii centrale a fost de nemajorarea ratei de dobândă. O surpriză pentru mulți participanți care vedeau un alt pas de ridicare la 2,5%. Să ne amintim că inflația, Atinsese 4,7%. Deci, dacă un deponent primește, dacă ar primi rata de dobândă de referință, tot nu ar fi compensat de această inflație. Dar, în IT, dacă ea nu este modificată, practic, deponenții au rate real negative, adică. Pierd. Nu, prețurile cresc mai mult decât ceea ce primesc ei ca dobândă. În schimb, pentru cei care au credite este o veste bună, uh, iar BNR-ul uh, a decis să fie mai uh, mai rezervat acum, uh, la câteva zile după niște discuții foarte serioase la nivel public despre cum Banca Centrală ar, uh, ar uh, instala un climat nepropice activității economice prin majorarea dobânzilor. Este de discutat, este o chestiune de părere personală, însă, din punctul meu de vedere, dacă nu s-a majorat dobânda acum, probabil că se va majora în, în viitor. Dacă nu se va face, înseamnă că este, uh, vor fi mai puțin protejați cei care au uh, economii. Și asta înseamnă încurajarea consumului. Ar fi bine să fie și încurajarea investițiilor, dar e mai mult o încurajarea consumului, care, într-o perioadă în care economia oricum crește, s-ar putea dovedi a fi mai uh, ușor, mai riscantă în viitor. E de discutat, însă pare a fi una dintre uh, sursele pentru care Euroron crește în loc să scadă în această perioadă. Și mă gândesc cu destul de mult interes la ce se va întâmpla după perioada de sărbători. Uh, avem uh, o rezistență la 46630 și o altă la 46680 și 467, un suport la 46550, 465 uh, 46420. Linia mare este o fază de milimetrică de depreciere uh, pe termen mult uh, mult superior celui zinic a uh, leului. Altfel uh, lucrurile sunt relativ stabile. Am mai avut uh, un pachet de date astăzi, uh, cifră de afaceri în, în retail și uh, PIB-ul uh, în trimestrul al patrulea, date provizorii, dar oricum uh, modificate față de datele semnal, deci uh, față de același trimestru din 2016, în T4 2017, 6,8%, ajustat sezonier, uh, dar evoluție trimestrială fără variații față de raportarea anterioară. În termeni reali, 0,5% T4 față de T3. Vești foarte bune, creștere bazată în principal pe consum. Și cifra de afaceri din retail arată acest lucru plus 2,3% sezonier în februarie față de luna precedentă și 6,6% față de anul anterior, ceea ce nu salvează deocamdată leul. Bun, mulțumesc, mulțumesc pentru urări, pentru atenție, pentru aprecieri și vă urez zile odihnitoare, zile plăcute, zile de relaxare cu cei dragi în familie sau, sau în ce fel doriți dumneavoastră. Uh, și uh, uh, multă atenție mâine la, la Nulfa perios piețe sunt deschise și luni și uh, nu este exclus ca atunci când, dacă cineva ia pauză, atunci când revenim în marți să vedem uh, să vedem niveluri mult diferite de cele curente și pentru valute și pentru acțiuni. Un Paște fericit și uh, toate cele bune. Pe curând, la revedere!